Mărită tăierea înainte mergătorului, rânduială dumnezeiască a fost, ca și celor din ea să propovăduiască venirea Mântuitorului. Binecuvântați, preacucernice Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preasfințitul episcopul nostru Petronium, pentru cinstita preoțime și cea duristos diaconime și pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preacuvioasa Maică stareță Stavrofora Marina, dinpreună cu toți viețuitori, ostenitorii, ctitorii și închinătorii sfintei mănăstirii acesteia, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna tocmirea Duhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie dus la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să
să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții, să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Și iar în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că a Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și Fiul născut, Fiul
place Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, de oameni Dumnezeu e și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, pomenește-ne pe noi, Doamne. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei plâns, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei flămânzi și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că acelora este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Înțelepciune trebuie. Te-ai arătat cu adevărat și decât prorocii mai cinstit,
fericit a botezat repejunile Iordanului, pe cel propovăduit drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te ai binevestit și cel ordiniat pe Dumnezeu, cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce-a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Pe cel ce-a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit nouă mare milă. Cel ce s-a arătat în trup, pe cel ce-a ridicat păcatul lumii. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Doamne, mântuiește pe cei bine credincioși. Și ne auzi pe noi. Din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Tare! Dumnezeule, Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta, ci o desăvârșește pe ea. Sfinte
Dumnezeule, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Sfinte, fără moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte. Pace tuturor. Și Duhului tău, veselit se va cel drept de Domnul și va nădăjdui el și se vor lăuda toți cei drept la inimă. Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog ție. Înțelepciune. Din faptele Sfinților Apostoli citire. Să luăm aminte. În zilele acelea, când și-a împlinit Ioan calea sa, zicea, nu sunt eu cel ce socotez voi, că sunt, dar iată vine după mine cel căruia nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Bărbați, frați, fii din neamul lui Avram și cei dintre voi temători de Dumnezeu, voi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri, fiindcă cei ce locuiesc în Ierusalim și căpetenile lor, necunoscându-l și osândindu-l, au împlinit glasurile prorocilor. Se citesc în fiecare sâmbătă și neaflând în el nicio vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-l omoare. Iar când au săvârșit toate cele scrise despre el, coborându-l de pe cruce, l-au pus în mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți, el s-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu el s-au suit în Galileea la Ierusalim și care sunt acum martorii lui către popor. Și noi vă binevestim făgăduința făcută părinților, că pe acest Dumnezeu a împlinit-o cu noi, copiilor, înviindu-l pe Iisus. Pace ție, cele ce ai citit. Și Duhului vostru, aliluia, aliluia, aliluia. Binecuvântat prea sfințite părinte, pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatul Apostol și Evanghelist Marcu să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu a Domnului nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul vostru în pace. Înțelepciune, drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului tău.
citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a auzit regele Irod vestea despre Iisus, că numele lui Iisus se făcuse cunoscut, și zicea că Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el. Alții însă ziceau că este Ilie și alții că este proroc, ca unul dintre proroci. Iar Irod, auzit, zicea, este Ioan căruia eu am pus să-i taie capul, el a înviat din morți. Căci Irod, trimisând, l-a prins pe Ioan și l-a legat în temniță din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratele său pe care o luase de soție. Căci Ioan îi zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe femeia fratelui tău. Iar Irodiada ura și voia să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan știindu-l bărbat drept și sfânt și locrotea. Și auzindu-l, multe făcea și cu bucurie îl asculta. Deci fiind o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere a făcut ospăț dregătorilor lui și căpetenilor oștirii și fruntașilor din Galileea, iar fiica Irodiade intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele a zis fetei, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine îți voi da până la jumătate din regatul meu. Și ea ieșind a zis mamei sale, ce să cer? Iar Irodiada i-a zis, capul lui Ioan Botezătorul. Și intrând îndată cu grabă la rege, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe dipsie capul lui Ioan Botezătorul. Și regele s-a mâhnit adânc, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă, n-a voit să o întristeze. Și îndată, trimisând regele, un pasnic a poruncit a-i aduce capul. Și acela, mergând, i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie și l-a dat fetei, iar fata l-a dat mamei sale. Și auzind ucenicii lui au venit, au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Și s-au adunat apostolii la Iisus și i-au spus lui toate câte au făcut și câte au învățat. Pace ție celui ce ai binevestit. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În drum mulți ani, în drum mulți ani, în drum mulți ani, stăpâne. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem, Doamne miluiește! Doamne Atotstăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește! Doamne miluiește! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preasfinții Dumnezeu, nostru, Petroniu, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru preacuvioasa Maică Stareță Stavrofora Marina, dinpreună cu toți viețuitorii, ostenitorii, ctitorii și închinătorii Sfintei Mănăstirii acesteia, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri, preoți, romonahi, erodiacon, diacon, monah și monahi, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții, ctitori ai Sfintei Mănăstirii acesteia, și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frate noștri, drept măritori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, viețuitori, ostenitori, ctitori și închinători ai Sfintei Mănăstirii acesteia. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcători și miluitorii Catedralei Mântuirii Neamului, și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostenesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, viețuitori, ostenitori, ctitori și închinători ai Sfintei Mănăstirii acesteia, cădem înaintea ta și ca lui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință. Izbăvește în toate nevoile pe robii tăi și ca milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfânta și într-o tot cinstită mănăstirea aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău! Doamne miluiește! Înțelepciune! Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție mărire să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Noi care Yeah.
toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pe înalt preasfințitul mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe binecredinciosul popor român de pretutindenea pe cârmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, arhierei, preoți, romonahi, diaconi, diacon, monahi și monahii, pe toți din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Pe preacuvioasa Maică stareță Stavrofora Marina să-o pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecilor. Amin. Pe adormiți într-o fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiți și purea pomeniți ctitori ai Sfintei Mănăstirii acestea, pe alți ctitori miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe ostași eroi români să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii, s-au adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, și pe toți adormiți dintr-un neam cu noi, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Ce ne-ai văzut în conjurare,
prin rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârșim. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trăim viața de o ființă și ne ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la tot Sfiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-o
unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sfânta jertfă în pace a o aduce. Mila nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Cântare de biruință, cântând, strigând glas, înălțând și grăind. Acesta este trupul meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Amin. Amin. Deci, într-o
acesta toți. Acesta este sângele meu al legii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Amin. Amin. Ale tale, dintr-o ale tale, ție-ți aducem de toate și pentru toate. Stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Doamne, Dumnezeu.
pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul mitropolitul nostru Andrei, pe care dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pomenește, Doamne, pe preasfințitul episcopul nostru Petroniu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Pe toți și pe toate. Și de nouă cu o gură și o inimă a slăbi și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Și să fie milele marului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Și toți sfinții pomenindu-i iară și iară în pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul hare și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot de cazul mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Și ne învredincește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel ceresc, și a zice: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vrăjmaș. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Ție, cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh,
acum și pururea și în veci, vecilor. Amin. Să luăm aminte, Sfintele Sfinților.
Bisericii tale păzește, sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răspătește preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim în tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toate dare cea bună și dar de săvârșit de sus este.
pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în viață. De acum și până în viață. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ție, Hristoasă, Dumnezeule, nădejdea noastră, mărire ție. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Într-un numele Domnului, preasfințite Părinte, binecuvintează. Hristos adevărat cu Dumnezeul nostru, pentru rugăciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot răudaților apostoli, care cele între Sfinți, Părintele nostru Nicolae, adie, Mirolite, Sfărător de Minuni, ale Sfântului Ioan, Botezătorul, acolo vreau facem astăzi, ale cele între Sfinți, Părintele nostru Ioan, Gure de Aur, ale Episcopul Constantinopolului, acolo Sfântului Iulian Săvârșit, ale Sfinților, Dreptilor, Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, pentru ai tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și al Sfântului Duh, preacucernice, Părinte Consilier, preacuvioși, Părinți Stareți, preacucernici, Părinți, preacuvioase, Mai Starețe, distinse Domnule Primar, iubiți credincioși, ne reîntâlnim din nou la hramul acestei frumoase mănăstiri și dăm slavă lui Dumnezeu pentru aceasta și mulțumim și Sfântului Ioan Botezător, Jean de Meritor Domnului, care a fost o personalitate de excepție în istoria Bisericii, din moment ce Domnul Hristos însuși a spus: nu s-a ridicat din femei nimeni mai mare decât Ioan Botezătorul. Vreau să facă și o distinție. N-a spus Domnul Hristos că nu s-a născut din femeie un mai mare între bărbați. În sensul că el n-a fost predestinat pentru aceasta. S-a ridicat prin harul lui Dumnezeu și prin eforturi proprii, așa cum trebuie să facă orice om, așa cum trebuia să facă Adam și Eva într-un începutul lumii și așa cât va fi lumea. Pentru că cea din tâi poruncă din lume este aceea a postirii, și anume Adam și Eva să nu mănânce din rodul pomului oprit. Deci noi, ca și Biserică Ortodoxă, avem în decurs, sau nu bisericesc, două zile de post săptămânal, avem de asemenea patru posturi, două mai lungi, al nașterii Domnului și al Paștilor, două mai scurte,
este cel al adormirii Maicii Domnului și cel al Sfinților Apostoli, avem și câteva zile de ajun, cum este 5 ianuarie, ajunul Bobotezei, 29 august, ziua de astăzi, și 14 septembrie. Aceste trei zile nu sunt de post, ci de ajun, adică de post negru, fiindcă sunt într-o perioadă cu totul deosebită, cum este ziua de astăzi, când un mare sfânt al bisericii a fost omorât fără să fie vinovat și fără să fie judecat. De aceea trebuie să prețuim foarte mult postul și de vreme ce Domnul Hristos însuși, după ce a fost ispitit, deci în perioada aceea după botez, a ajunat și apoi a fost ispitit, vedem, deci, că Domnul Hristos însuși postește și atunci își aduce aminte vrăjmașul, cum a fost biruit în pustia carantan de Mântuitorul și fuge și se teme de post. De aceea, când au încercat Sfinții Apostoli să exorcizeze un copil și n-au reușit, a spus Domnul Hristos, acest soi de demon cu nimic nu iese, decât cu rugăciune și cu post. Deci postul este foarte important, nu doar în viața bisericii, ci și a noastră personală. Nu o să insist însă astăzi pe această latură, dar e important să rugăm și să postim, și mai ales când sunt aceste zile, cum este Fiera Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Știm cu toții că părinții Sfântului Ioan Botezătorul erau oameni cu viață. Tatălui era preot Zaharia, iar mama lui se numea Elisabeta. Oameni cu frică de Dumnezeu, posteau, se rugau, făceau milostenie. Cu toate acestea însă nu se învrăniceau să aibă un urmaș. Și știm de asemenea că în Țara Sfântă și erau evrei, că acolo se va naște Mesia cel făgăduit. De aceea orice familie încerca să aibă un copil sau cât mai mulți în speranță că acesta sau poate din urmașii acestuia se va naște Mesia cel făgăduit. De aceea o familie fără copii era socotită uitată de Dumnezeu. Așa a fost și Ioachim și Ana, părinții Sfintei Fecioare Maria. Însă ei n-au deznădăjduit, s-au rugat. Deci au ajuns la o vârstă înaintată, când a venit lui Zaharia rândul să tămâieze în templu, nu era ca și anumire duiala, în sensul că preoții nu tămâiau în templu unul după altul, astăzi, unul mâine a doilea, doar prin tragere la sorți, încât unii tămâiau mai des, unii poate niciodată în viață, nu ajungeau să săvârșească acest act de cult. Și poate tocmai de aceea aștepta Dumnezeu să verifice răbdarea și credința celor doi oameni cu viață sfântă din Vechiul Testament, Zaharia și Elisabeta, să-i dea vestea ce a avut la nașterii Sfântului Ioan, tocmai când era și rândul să tămâieze în templul din Ierusalim. Și atunci Sfântul Arhanghel Gabriel a vestit faptul că soția lui Elisabeta va naște. Eu vreau să spun, Sfântul Ioan Botezătorul a fost din Vechiul Testament anunțat glasul celui ce strigă în pustie. Un înger a vestit nașterea lui. De asemenea, a trăit întreaga viață, de-a vârstă de 3 ani în pustie, n-a cunoscut confortul în locuințe a unui pat și a mâncării calde, țărnea cu miere sălbatică și cu păstăi, numită lăcuste în limba greacă. Deci a dus o viață întreagă în asceză și cumpătare. De aceea este foarte mare înaintea lui Dumnezeu. Când a ieșit la propovăduire, așa mare credibilitate era între evrei, încât aceștia veneau un număr mare la el ca să se boteze. Și să fim cu la minte, pentru că în Vechiul Testament și la evrei nu exista un ritual al botezului și nu există nici astăzi. Primul om din lume care a botezat a fost Sfântul Ioan Botezător. Este extrage și numele de botezător. Veneau la el și îl întrebau și luau sfat și când a venit Domnul Hristos din Galileea, i-a zis Sfântul Ioan, eu nu voi fi botezat. Hristos, să lăsăm așa, să se împlinească toată îndoiala. S-a botezat și atunci timp la vine că a coborât Duhul Sfânt ca un porumbel pe Iisus Hristos la botez și a venit Tatăl din cer.
și apoi sunt Hristos, după aceea înapoi în apostii, a fost înscris și a început în dată publică. Deci Sfântul Ioan Botezătorul avea o foarte mare autoritate și a și spus, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce, adică patru lumii de Domnul Hristos. Deci el, cu autoritatea lui foarte mare, a afirmat cine este Iisus Hristos. Și s-au întrebat înainte de această evrei, dacă nu cumva Ioan este Mesia cel făgăduit și a spus, eu nu sunt un vrei ca plecându-mă, să zic că era încălțămitul cel care este Iisus Hristos și mai departe. Era și smerit pe deasupra. Și și-a făcut activitatea. La un moment dat, pentru că regele Irod prea în concubina, soază soție pe Irodiada, fosta soția fratelui său Filip, l-a mustrat în mod public pe rege acest om cu viață sfântă și atunci, fiindcă ea, Irodea, era foarte supărată, a poruncit Irod ca Sfântul Ioan să fie aruncat în temniță. Pentru că înfierase în mod public păcatul și vedem că păcatul deranjează. Nu păcatul prezentat și astăzi la televizor, la știri, un om păcătos pare un om plin de mari realizări, când este înfierat păcatul. Dacă un păcătos, la un păcat păcătos, toată lumea aplaudă, se bucură, sunt show-uri la televizor. Dacă un om mustru, un păcătos, însă își atrage ura lui. Acel om trebuie să schimbe viața, să devină din păcătos un om virtuos. Din păcate însă, păcatul atrage, aceasta în Vechiul Testament, un citat care spune că adâncul pe adânc, cheamă, vreau despre adâncul păcatului, că un păcat cheamă alt păcat și alt păcat. Ele se leagă în lanț și în acestea vrăjmașul ne înțuiește. Însă cel care vrea binele aproape lui și îl mustră, ceamă lui păcate, își atrage ura acela din păcate. Fiindcă omul, îndemnat de vrăjmașul, îi place să trăiască în mocir la păcatul. Și uitați-vă, dacă vrăjmașul ia ușa unui care păcătuiește, el duce înapoi mult mai mare când vrea să se spovedească de păcatele săvârșite. Este aici lucrarea vrăjmașului, vrea să ne țină în robia lui, nu în robia lui Hristos. Și așa a încercat și a reușit cu Adam și el cu aruncat din rodul pomului oprit, de la o poruncă expresă de la Dumnezeu să nu mănânce din pomul respectiv. Și de aceea întreaga lumea a căzut în păcatul strămoșesc, toți îl moștenim, se iartă prin taina Sfântului Botez. Să zic și păcate personale pe care prin taina spovedaniei mărturisindu-le ni le dezleagă Dumnezeu la rugăciunea preotul duhovnic. Deci păcate întunecă mintea. Așa s-a întâmplat și cu Sfântul Ioan Botezătorul. Fiind întemnițat, venea mereu regele și l-a ascultat și stătea pe gânduri, dar nu schimba viața. Îi plăceau cuvintele frumoase Sfântului. Însă, dacă cu adevărat îți plac cuvintele sfinte, să le îndeplinești, să le asculți, să le pui în practică. Fiindcă a și spus Sfânta Scriptură, credința fără fapte este moartă. Degeaba știm noi toată Scriptura pe dolos și Sfinții Părinți și toate poruncile, dacă nu le plin, nu ne folosesc din contră, ne osândesc fiindcă le-am cunoscut, dar nu l-am împlinit. Și a fost odată un bun prilej, spune Sfânta Scriptură, n-a fost premeditat, însă Irodiada aștepta mereu să se răzbune pe Sfântul Ioan, fiindcă o criticase în mod public. O regină este ovaționată, este aplaudată, este lăudată, ascultă cuvinte dulci, nu cuvinte aspre de mustrare. Vrea să se răzbune pentru aceasta. Și într-o zi, când era ziua de naștere a lui Irod, în timpul mesei la un ospăț mare cu dregătorii, cu mai mari oștirii, a venit fiica Irodiadei, Salomea, și a dansat. Și a plăcut regelui și așa a plăcut că îi oferă până la jumătate din regatul lui. Și a nu știa. Fata era adolescentă. Și a văzut mai exact ce să facă. Și atunci a venit ei de la vrăjmașul gândul, capul Sfântul Ioan Botezul pe tipsie. Putea să zice, ar avea palate, ranguri, n-a cerut, decât să-și adauge la viața mamei sale cea păcătoasă, păcatul acesta de a trimite la moarte un sfânt nevinovat, pentru că el o mustrase pe mama ei, el și pe regele Irod. Vedem aici cum se întâmplă. Adâncul pe adânc cheamă.
un păcat, alt păcat. Răzbunarea, invidia, toate ce se leagă între ele. Și atunci, pentru că a promis legea și era de față cu mai mari din lumii de atunci, a poruncit să fie omorât Sfântul Ioan Botezătorul și a fost o scapul betipsie oferit fetei, iar fata mamei sale. Și aceasta, spune Sfânta Tradiția, că a luat un ac mare și a pus limba Sfântului, fiindcă el cu aceasta o mustrase și a se simțise jilă cum nu se poate jintă în viața ei. Și ca nu cumva să fie îngropat trupul și capul într-un loc ca Sfântul să învie, a poruncit Irodiada să fie îngropat în curtea casei ei, la mai adâncime capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar trupul a fost dat Sfintor, la ucenicilor lui, care a dus și l-a îngropat în Sevastia, spune Sfânta Tradiție. Însă, femeia lui Huza, Ioana, femeie care făcea parte de cele mironosițe, văzând unde a fost îngropat capul, noaptea pe ascuns l-a scos de acolo, l-a mutat în altă parte cu cinste, cum se cuvine Sfântului Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat, adică a luat din femeie, cum a spus Domnul Hristos însuși. Și în Evanghelia de astăzi s-a auzit că s-a spus, auzind Irod pe minunile său de Domnul Hristos, credea că Sfântul Ioan a înviat. Era o foarte mare personalitate acest bărbat. Și fiți siguri că cel mai renumit nume între noi, cel mai sfânt este Ioan, în română cu multe sări, cu siguranță că vine de la Sfântul Ioan Botezătorul. Sunt și mulți alți sfinți cu acest nume, dar în Sfânta Scriptură nu sunt așa de mulți. Este Sfântul Ioan Botezătorul, este Sfântul Ioan Evanghelistul, poi sunt alți mari sfinți ai bisericii, Sfântul Ioan Gurădeau, de exemplu, sunt peste 100 de sfinți cu numele Ioan în calendarul creștin. Însă, cu siguranță, cei mai mulți își trag numele de la Sfântul Ioan Botezătorul. Și Sfântul Ioan Gurădeau spune, de ce a murit atât de tânăr Sfântul Ioan Botezătorul? Dar să mai trească la așa, dar și la dreapta a fost omorât. El a fost înainte mergător Domnului Hristos, nu doar pe pământ, ci și în iad, unde a venit să binețească faptul că acum a venit vremea mesianică. Fusese făgăduit Mesia de secole prin proroci. Și am venit acolo să le spună că acum este la pe pământ Iisus Hristos și se apropie momentul în care cei drepți din Vechiul Testament vor fi izbăviți. Tot ce s-a întâmplat după ce a murit cu trup de cruce Domnul Hristos și sufletul său s-a dus la iad. Acolo a sfârmat porțile iadului, a livrat din robia satanei pe toți drepții Vechiului Testament și a urcat cu ei în împărăția lui Dumnezeu. E o zi tristă astăzi, o zi în care conștientizăm încă oricând ce înseamnă păcatul. Ce se întâmplă dacă nu se înapă lăjunea acest rege Irod? Nu se întâmplă nimic. Însă de rușinea celor care îl înconjurau și a ținut cuvântul, dar l-a supărat pe Dumnezeu, l-a supărat pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și chiar mă gândeam, când s-a dus acel ternicel să-i taie capul, oare cum are acela Sfântul? Știa că nu niciun păcat. Și asta plâng ca să-i taie capul. Un om sfânt stă ca un păcătos să-i facă rău, răul suprem, să-i curme viața, o viață sfântă. Însă ce spune Sfânta Scriptură? Că scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioșilor săi, fiindcă după o viață aici, a Sfântului Ioan Botezătorul, de privațiuni, de asceză, de priveghere, de foame și sete, sau o odihnă veșnică în împărăția lui Dumnezeu. Mare lucru este acesta, să se încheie această viață grea, asumată de un călugăr. Deci el a fost monah, atât Sfântul Prochilie Tezvitan, cât și Sfântul Ioan Botezătorul sunt precursori monahismului, fiindcă nu exista în Vechiul Testament monahism, avem însă ca și creștini, iar cei doi precursori sunt Ilie Tezviteanu și Sfântul Ioan Botezătorul. Pe Maica Stare să-mi bucur, să văd sănătoasă și cu putere, a avut încercare cu un an, dar așa revenit, ne-am rugat pentru Maica Stare, cu toții cu siguranță Dumnezeu ne-a ascultat
și Sfântul Ioan Botezătorul și Sfânta Marina, o făptoare a Maicii Starețe. Să sănătate, Maică, puteți să munceți mulți ani acum înainte această obște frumoasă, cu acești bedelii minunați și Dumnezeu și Sfântul Ioan Botezătorul să binecuvânteze pe toți, acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Să rugăm Preasfinția noastră, din suflet, întâi de toate, bine ne-am revăzut aici, la Sfânta Mănăstire, astăzi când se împlinesc 30 de ani de când s-a început mănăstirea. Așa că Preasfinția voastră, acest an ultim, adică 29 de ani, a fost de încercare și de cumpână pentru mine. A fost o încercare și pentru obștie și pentru toată lumea, dar rugăciunile, știți dumneavoastră, iubiți credincioși și dragi autorități care sunteți pe aici, domnul primar, că nu m-am adresat, părinte consilier, preasfințitul, primul care a dat poruncă la parohii, la preoți, să se roage pentru mine. Întâi s-a rugat dânsul și tot clerul din eparhia Sălajului s-a rugat pentru mine, apoi în toate mănăstirile noastre, apoi în toată țara și peste hotare. Vreau să vă spun o bucurie care m-a impresionat, că s-au rugat și în alte țări pe unde am trecut. Din Franța mă sună niște credincioși că am trecut pe acolo, în postul Paștilor și spune, Maică Stariță, noi aici, în Franța, la Catedrala din Paris, ortodoxă, citim saltirea pentru dumneata 600 de persoane, preasfinția voastră, m-am cutremurat. Și am zis eu, nu a fost meritul meu, a fost mila lui Dumnezeu. Și atunci preasfinția voastră, fac mărturisire în al preasfinției voastre, publică că pentru mine părinții au făcut Sfântul Maslu, bine, paralel cu tratamentele medicale, cu controle, cu tot ce a fost pe la Cluj, la oncologie, dar mi se face Sfântul Maslu. A spus, nu facem Maslu pentru mine să trăiesc, că eu am zis, sunt hotărâtă dacă Dumnezeu vrea să mă ducă, dar îmi pare rău de obștie și de preasfinția voastră și de toți sălășenii și toți creștinii dragi care v-ați rugat pentru mine. Pentru aia am zis, toate rugăciunile și sfintele mazuri care se fac aici, cât o-i mai trăi, pentru toți cei care v-ați rugat, îi pentru preasfințitul, apoi preoți, maici, creștini din Sălaj și din toată țara și din toată lumea. Pentru aia am zis să facem noi, pentru pacea lumii și pentru toți bolnavii, că i-am văzut la oncologie ce este acolo. Așa că vă mulțumesc din suflet. N-am cuvinte să vă mulțumesc pentru toate rugăciunile, că datorită rugăciunilor și credinței dumneavoastră a tuturor care v-ați rugat, eu sunt aici, lângă preasfinția voastră și în fața dumneavoastră tuturor, cea milie lui Dumnezeu. Vă zicem și vă dorim sănătate și mulți ani să vă țină Dumnezeu între noi. Și acum, nu vreau să mă lungesc, vreau să o cinstim pe Maica Sfântă. În cinstea zilei de 29 august și împlinirea a 30 de ani de când m-ați primit aici și m-ați instalat. La mulți ani vă dorim preasfinția voastră și Maica Sfântă să vă țină cu sănătate și la alte ocazii și la alte hramuri. Să veniți la noi. Să vă audă Dumnezeu.